Salutare și bun găsit la un nou episod din seria noastră de Stoneheart, oameni buni! Înainte de a începe, aș aprecia tare mult dacă ați apăsat și voi butonașul de like ca să continuăm această serie, dacă doriți, bineînțeles. În episoadele anterioare am făcut ferma asta gigantică, am făcut acest gărdiș care nu am reușit să-l termin niciodată. M-am bătut de asemenea cu monștrii care erau aici în campament, i-am dat la o parte, i-am distrus definitiv. Iar în acest episod aș vrea să fac ceva un pic mai special. În acest episod aș vrea să fac satul și să încep construirea castelului. În off-camera am făcut niște design-uri foarte drăguțe de casă și am mai învățat să mai construiesc. Am făcut aceste căsuțe mici, cochete, drăguțe, după părerea mea, cu care o să completăm satul propriu-zis. Că noi avem o mână de căsuțe. Nu avem un sat, avem o mână de căsuțe, avem un microsat, dacă vreți să-i spuneți așa. Ei bine, și în acest episod aș vrea să completez satul, să fac aici un sat adevărat, urmând ca apoi să facem castelul și orașul. Momentan nu știu unde o să pun castelul, dar știu cum va arăta și o să vă arăt asta un pic mai târziu. Pentru început o să începem prin a pune căsuțele. Aș vrea totuși ca aceste căsuțe să fie relativ aproape sau să fie mai puse una lângă alta, ca să spunem așa. Pentru că este un sat și pentru că vreau să încapă cât mai mulți locuitori în zona asta, în perimetrul ăsta. Ok, prima căsuță ar fi asta. Hai să o arătăm și pe interior. Are două pătuțuri, deci are capacitate pentru două persoane. Știu că pe interior nu arată cine știe ce acoperișul ăsta. Am vrut să fac un acoperiș din două părți. Efectiv, mă plictisisem să văd case cu același stil de acoperiș, așa că am vrut să vin cu ceva un pic mai nou, mai schimbat. Așa, aici vreau să umplu zona asta, să fac o grămadă de case. Hai să vedem. Eu acum le-am făcut, dar trebuie să vedem și unde se potrivește fiecare, unde ar sta cel mai bine unei anumite case. Asta ar fi foarte fain dacă ar sta, uite, aici. Aici ar sta foarte bine. Bun. Ups, un mic spoiler acolo. Case mari, case supradimensionate și așa mai departe, nu aș vrea să avem. Vreau să fac numai și numai căsuțe din acestea mici, pentru că este un sat. În orașul pe care îl vom înființa, acolo vom avea numai clădiri mari. Asta denotând faptul că aici locuiește țărănimea și locuiesc muncitorii, iar în oraș locuind nobilii și chestii. Așa. Hai să o punem și pe asta. Am putea să o punem și pe asta, chiar dacă ea este făcută pentru oraș. Nu, e prea mare. Să vedem ce casă s-ar mai potrivi aici. Hai să și facem una. N-am făcut niciodată o casă. Ei bine, am observat că principiul de construire a casei e mult mai ușor decât am crezut inițial. Hai să facem și una din piatră, cu coloană, bineînțeles, de piatră. Așa, și podea de lemn. Bun. Să zicem că vrem să facem o casă aici. Dar, nu, casa noastră e din nou în aer. Ei bine, selectăm chestia asta și o tragem în jos și am rezolvat, bum, problema. Așa, iar acum facem aici ușița. Punem și un gemuleț. Tic.
Aici punem un gemuleț mai mare. Bun. Și acum venim cu acoperișul, care aș vrea să fie totuși de altă culoare. Așa, perfect. Bun. Să fie unită de casa asta la altă. Și aș vrea să fac o mică chestie. Nu știu dacă merge. Ăsta de acoperiș funcționează când vrea el. Așa, vreau să fac chestia asta. Chestie așa. Uite așa. Și să vedem cum putem să ștergem anumite bucăți de aici. Să facem asta așa. Iar stai că nu mai știu cum ștergeam o pătrățică de sine stătătoare. Ups. Nu, putem să o lăsăm și așa și să-i punem. De fapt, putem să vopsim chestia asta. Hai să vopsim. Ca să pară că ar proveni din aceeași chestie. Așa. Și îi vom pune aici un gemuleț micuț. Băp. Ăsta. Da, e un gemuleț care duce nicăieri, dar nu contează, nu e nicio supărare. Așa. Avem nevoie acum și de un pătuț. Pătuț, pătuț, pătuț. Pătuțul o să-l punem aici. Mamă, câte cuburi aici care stau foarte aiurea. Da, din păcate, astea nu pot să le șterg. Ba da, pot să le șterg. Stai. Îs piese în plus, piese care efectiv pe mine nu mă coafează cu nimic. Adică sunt mai multe materiale necesare și degeaba, pentru că zona aia eu nu o folosesc, nu. N-am treabă cu ea. Așa. Gata, am găsit butonașul magic care ne-a salvat situația. Ok. Asta ar fi încă o căsuță. Aici o să lăsăm zona asta, vreau să o lăsăm liberă. Ulterior putem să facem aici un mic părculeț. O să mai facem lângă asta, o să mai facem încă o căsuță. De data asta o căsuță cu pereți obișnuiți, pereți din plaster sau chirpici, cum mai pe românește. Casa asta aș vrea să fie mai lunguiață, așa, și să aibă două zone, ca să zic așa. Ok. Tragem chestia asta în jos, tragem și pe asta în jos. Aici, în interior, vom face, uite așa, o gaură. Perfect. Intrarea de la această casă o să o facem aici. O intrare din aceasta simplă. Ok. Aici punem un gemuleț dublu, pentru că văd că așa. Îmi place foarte mult să construiesc ceva simetric. Nu suport când geamurile sunt asimetrice. O să vedeți totuși că am făcut o mică excepție la castel, pentru că la castel, la un moment dat, efectiv nu aveam cum să fac ceva simetric. Nu-mi permitea. Așa că a trebuit să fac la un moment dat ceva să transform din ceva simetric în ceva asimetric ca să-mi iasă designul. Deci acolo n-am mai ținut de regula simetriei. Ceva n-am făcut bine aici. Ștergem și refacem. Așa. În regulă. Lăsăm chestia asta în jos. Prea mult. Perfect. Așa. O să facem în felul următor. Aici se presupune că va fi o cămeruță. Da? Asta, hai să-l mai micșorăm. Așa. Bun. Aici aș vrea să punem o măsuță de scris. Așa.
Un scaunel, scaunel obișnuit ne-ar trebui aici. Tăc, așa. Și o masă mare, pentru că aici vor locui mai mulți oameni. Dining table. Așa. Așa, perfect. Și pătuțurile. Hai să vedem cum ne încadrăm și cu pătuțurile. Deci, unul din pătuțuri aș vrea să fie pus, uite, așa. Dar dacă îl punem așa, ar bloca ușa. Atunci o să ștergem noi chestia asta aici, uite așa. Da? Și o să lăsăm așa mai descoperit. Așa. Mai venim cu un pătuț aici și din păcate cam atâta. E ok. Hai să mai ștergem din măsuța asta. Credeam că o să intre aici trei pătuțuri. Dar nu e nicio problemă. Punem, uite, așa. Ok. Și acum acoperișul. Acoperișul, aici vreau să schimb din nou acoperișul, să avem altă culoare. Să avem aici, în sătucul ăsta al nostru, să avem o paletă frumoasă de culori. Așa. Schimbăm direcția, dar văd că efectiv nu vrea să schimbe direcția acoperișului. De multe ori, în momentul în care apăs pe chestiile astea, chiar dacă voi nu vedeți o schimbare, el se schimbă de foarte multe ori. Dar acum văd că surprinzător nu mai vrea. Surprinzător și pentru mine. Haide. Jocul ăsta, încă în Alpha 70.000 cât se află el, încă are foarte multe bug-uri și cred că bug-urile astea nu o să se termine niciodată. Cred că niciodată nu o să avem un Stoneheart care să funcționeze perfect, un Stoneheart cu care să putem să facem o serie fără să avem probleme. No, efectiv nu, 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 nu. El astăzi nu vrea să funcționeze. Da, de obicei mai făcea figuri, dar își revenea. Dar nu e nicio problemă, că o să modificăm acoperișul astfel încât să ne adaptăm la condiția asta. Așa, o să-l facem. A, uite că s-a schimbat. Ia uitați. Aha. Și-a schimbat setarea. Ce tare. Da, acum e un pic cam prea târziu, că am făcut deja căsuxa. Atâta mă cam deranjează că ăsta este un pic cam prea sus, prea înalt. E mult prea mare. Am mai mărit-o și parcă arată mai bine acum. Mă plângeam că e prea mare și am făcut-o și mai mare. Nicio problemă. Uite că arată bine. Ok. Cam așa ceva. Aș putea să pun, tot deselectez chestia asta, nu știu de ce, aș putea să pun un mic etaj suplimentar. Hai să facem chestia asta, pentru că ulterior nu o să mai putem să mai venim cu alte modificări. Nebuneala asta vreau să o ștergem de aici. A, nu, s-ar putea asta să ștergem ceva ce nu trebuie aici. Asta trebuie ștearsă. Nu avem nevoie de ea. E ok. Ce mai avem aici? Avem chestia asta care trebuie ștearsă. Propriu-zis, asta nu este o unealtă care să ne permită să ștergem un lucru. Asta, ci că e o unealtă de făcut găuri. De făcut găuri, oameni buni. Noi facem acum găuri. Noi nu ștergem. Pentru că în jocul ăsta nu există a șterge. În jocul ăsta există doar fă o gaură. Punct. Atât. Nu există nimic altceva. Așa. Și pentru că nu am chef să se vadă acoperișul ăsta așa, în felul ăsta, o să văd dacă pot să șterg cumva aici. Și dacă se vede ok, nu. O să-l vopsim. Aleg să-l vopsesc în nuanța peretelui. Ia mă, așa. Așa. Ca să pară cum că aici s-ar termina acoperișul și că ar începe peretele. În regulă. Și o să punem aici câteva cubulețe.
Asta reprezentând etajul propriu-zis. Super. Tic, tic, tic. Așa. Iar scara o să o adăugăm ulterior. În momentul în care va fi gata casa, o să punem și scara ulterior și o să vedem noi ce o să punem acolo sus. Bun, cam asta ar fi începutul meu de tendință de sat, că înainte numai sat nu era, acum e un început de sat. Aș vrea lângă să mai pun încă o casă. Hai totuși să punem și o casă de asta mare, chiar dacă e cam nepotrivită pentru această zonă. O să punem totuși o casă de asta mare. Aș vrea să o pun, uite, așa. Cam așa ceva. Doar că invers. Dar invers nu se vede bine. Ok. Nu vreau totuși să geamurile alea, știu că sunt geamuri pe ambele părți, dar n-aș vrea totuși ca geamurile alea să fie puse așa nașpa. Nu, hai să o punem, uite aici. Să mai strâmtăm un pic locul ăsta. Și între ele o să punem altă casă. Hai să vedem. Am mai și descărcat niște modele de case, dar nu știu dacă mai sunt disponibile. Cred că s-a buguit ceva. Da, uite, nu le mai am. S-a buguit ceva și văd că nu mai funcționează. Nicio problemă. Uite, mai punem încă o casă de asta, cu curte. Aici. Perfect. Iar aici, în centru, o să trească, din păcate, să mutăm ăsta. Cine mai atacă? Oh, nu. Mutați-mi. Așa, perfect. Gata, l-am mutat. Putem să revenim înapoi la construit. Mai punem o casă din aceea mititică pe care aș vrea ulterior să o demolez. Sau putem să păstrăm spațiu și să lăsăm locul așa și să facem ulterior un turnuleț sau ceva. Și așa sunt destule. Ia să vedem cum s-ar potrivi. Ha, foarte tare. Hai să o lăsăm aici. Nu, hai să o lăsăm aici. Hai să o lăsăm aici, că parcă prea bine îi stă. Nu? Ok. Dăm un pic mai. Așa. Super. Perfect. Asta ar cam fi sătucul nostru. Hai să schimbăm un pic culoarea. Și acum dacă îi dăm build, o iau ăștia razna, oameni buni. La câte case am construit noi. Foarte, foarte, foarte multe case. Și hai să vă pun să vă arăt, înainte să încheiem, cum va arăta castelul. Momentan încă vreau să mă mai gândesc pe unde vreau să-l pun. Vreau să fac mai multe bucăți. Pentru că momentan este doar castelul, doar bucata principală. Însă mai am foarte multe de adăugat la acest castel. Mai am pereții, mai am curtea castelului, mai am casele care vor fi în interiorul curții castelului. Va fi un castel cu adevărat imens. Nu știu dacă jocul efectiv va suporta chestia asta, dar eu sper să putem realiza chestia asta episodul următor. Oameni buni, am reușit să facem acest început de sat. În sfârșit putem să ne numim și noi să numim locul ăsta un sat. Și partea bună este că partea proastă este că văd că a rămas blocat aici. Omuleanul ăla. Și moare acolo de foame nebunul. Gata. Partea bună este că am terminat și zidurile acestea. Acum oficial suntem protejați dintr-o anumită parte. Dintr-o anumită parte. Să nu credeți voi că suntem protejați de tot. Nu, 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 nu. Încă avem scările astea. N-am terminat. O să trească să mai venim aici cu niște pereți, să construim pe aici niște pereți și să ne protejăm și din partea asta. Dar asta ne-ar bloca accesul aici la lemne. Dar da, oameni buni, cam ăsta a fost episodul de Stoneheart. Eu sper că v-a plăcut și sper că putem să atingem și noi un număr de măcar 20 de aprecieri pentru această serie, să văd și eu că vă mai place.
Goblin wolves get them before they get you. Ah, din nou același mesaj. Din păcate n-am reușit să întrunesc condițiile pentru încă un sătean. Cu toate că am mai construit o casă. E nevoie de foarte multe acum. Sper că vă place cum arată satul. Să-mi spuneți părerea voastră în secțiunea de comentarii cum vi se pare că arată sătucul nostru. O să venim aici cu un drumuleț, o să facem aici un drumuleț și undeva aici în mijloc o să facem părculeț. Vreau să fac părculeț în toată zona asta. Aici un copac mare și un părculeț de la drăguț. Stai, copacul cred că pot să-l pun și acum. Cred că pot să-l pun acum. În fine, mă lungesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Eu am fost ca de obicei gazda voastră aici în show. Să aveți o zi faină. Ciao!